Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, este momentul informațiilor din sănătate, iar alături de mine este domnul doctor Codrin Husar, este medic primar ortopedie-traumatologie. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Discutăm despre afecțiunile tendonului ahilean și aș vrea să ne spuneți cum apar aceste afecțiuni și de ce. Aș vrea să precizez în primul rând că tendonul ahilean este tendonul cel mai puternic din organism și explicația pentru asta este simplă, pentru că prin el se descarcă forțele cele mai mari la care poate fi supus un tendon. El poate deci să sufere fie în cadrul unui traumatism de intensitate mai mare, unic, în care să se rupă complet sau parțial, sau să sufere datorită unor traumatisme mici, repetate, cumulate, când se produce un fenomen de uzură a tendonului. Cu alte cuvinte, atunci când peste sarcinile obișnuite la care este supus tendonul apar niște factori de risc, acesta începe să sufere, boala lui numindu-se tendinopatie. Și despre această afecțiune aș vrea să discutăm astăzi. Factorii de risc care poate să producă această boală a tendonului sunt factori de risc intrinseci, care țin de pacienți și pot să enumăr aici obezitatea sau conformația aparte a piciorului, precum ar fi piciorul scobit sau pacienți care au entorse repetate de gleznă și capătă în urma acestor entorse o instabilitate a gleznei sau anumite boli care pot să producă suferința tendonilor în general și a tendonului ahilean în particular, cum ar fi poliartrita reumatoidă sau boli metabolice ca diabetul. Și factori extrinseci din afara organismului, cum sunt meseriile care presupun muncă fizică intensă, mersul pe jos pe distanțe mari, urcatul și coborâtul repetat al scărilor, căratul de greutăți, purtarea încălțămintei necorespunzătoare, sporturi intense care supra-solicită tendonul, medicamente care pot să producă afecțiuni ale tendonilor în general, cum sunt antibiotice din clasa chinolonelor sau corticoizi sau statine. Ne spuneți și cum se manifestă aceste afecțiuni? Putem clasifica această tendinopatie împărțind suferința tendonului în suferința corpului tendonului și respectiv suferința la locul unde tendonul se prinde pe calcaneu. În cadrul suferinței corpului tendonului, datorită microrupturilor, se formează nodul cicatricial, care atunci când sunt voluminoși, se simt la palparea tendonului sub forma unei îngroșări localizate, fusiforme, de consistență dură și dureroasă. Tot în această zonă, când suferă țesuturile care învelesc tendonul, acestea se simt sub o formă tumefiată, cu tegumentele de deasupra calde, roșii, dureroase la palpare. În cazul suferinței tendonului la locul unde se prinde pe calcaneu, aici se pot forma osteofite, așa numiți pinte în calcanee, în popular spus, care atunci când sunt voluminoși, se văd cum deformează zona din spate a piciorului. Să vorbim și despre tratament. Tratamentul, dacă în cazul rupturilor complete, acute, este cel mai adesea chirurgical și presupune sutura tendonului, în cazul tendinopatiilor, acesta este mai nuanțat. Și de cele mai multe ori se începe cu măsuri conservatoare, care pot presupune măsuri de corecție a factorilor de risc, precum scăderea în greutate, încălțămintea corectă, limitarea activităților care supra-solicită tendonul, proceduri de fizioterapie care luptă împotriva durerii și a inflamației sau proceduri care stimulează vindecarea țesuturilor, gimnastica medicală care trebuie să fie făcută temeinic și cel puțin la început sub îndrumarea medicului sau a kinetoterapeutului. Se mai pot adăuga infiltrații local cu mai multe categorii de substanțe. Unele ar fi corticoizii de depozit, care sunt niște substanțe antiinflamatoare puternice și care luptă împotriva durerii și a inflamației din puseurile acute. Aș vrea să-mi spuneți scurt dacă se poate ajunge inclusiv la intervenție chirurgicală. Da, categoric, și tratamentul chirurgical este o soluție, fie atunci când măsurile conservatoare nu dau rezultatul scontat, fie atunci când pacientul se prezintă într-o formă atât de avansată încât te gândești că o metodă conservatoare nu va face față. Vă mulțumesc tare mult!
mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți în continuare pe Digi24. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.